O femeie din Galați este cercetată de Direcția Generală Anticorupție după ce în anul 2017, pe o perioadă de 6 luni, a pretins sume de bani de la o persoană pentru a-i facilita reușita la concurs și implicit angajarea sa în cadrul spitalului pe un post de infirmieră. Concursul a fost organizat de instituție în perioada 20 aprilie-2 iunie 2017. Inculpata a lăsat să creadă că are influența asupra unui medic din cadrul spitalului de urgență Sfântul Apostol Andrei Galați. Cea care a denunțat-o este femeia care i-a oferit suma de bani. În total ar fi primit 4.000 de euro. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Galați a finalizat cercetările în cadrul unui dosar penal și a întocmit rechizitorul prin care a dispus trimiterea în judecata inculpatei, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.